Vremea frumoasă din această perioadă a permis municipalității să reia dezinsecția la sol împotriva țânțarilor și căpușelor sistată în data de 30 aprilie din cauza ploilor. Astfel, în seara zilei de 4 mai, echipele de dezinsecție au continuat acțiunea de împrăștire a substanțelor insecticide în zona Bulevardului București. De pe 24 aprilie, de când a început dezinsecția și până pe data de 30 aprilie, când a fost sistată, echipele au împrăștiat insecticid în zonele Tineretului, Oinac și Bulevardul București, partea cu Spitalul Județean. Pentru zilele următoare sunt vizate zonele București, partea cu Parcul Mihai Viteazu, CFR, Centru, Policlinică și Alei. Programate apoi pentru efectuarea dezinsecției sunt cartierele Istru, Obor și zona Steaua Dunării, dar și celelalte zone din oraș. Ca și în anii precedenți, dezinsecția la sol vizează parcurile, scoarurile și vegetația din jurul blocurilor. Intervalele orare în care se desfășoară lucrările de dezinsecție sunt 6:30-10 și 18:30-23. Reamintim că acțiunea de dezinsecție nu presupune niciun pericol pentru populație, fiind realizată cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății.